Pași căzuți acolo? Da, suntem pe Buștean. Hai, mergi. Uite pe lângă copacul ăla. Hai că vin și eu către voi. Cei doi tineri din Prahova s-au rătăcit în pădurea de la poalele Jepilor Mari. Ei au ajuns mai întâi la mănăstirea Caraiman din Bușteni și, după o scurtă vizită, s-au hotărât să facă și o plimbare prin pădure. Spre seară însă, din cauza întunericului, s-au rătăcit și au intrat în panică. Cei doi au cerut ajutor prin 112 și 8 salvamontiști din Bușteni și Prahova au pornit în căutarea lor. Din fericire au fost găsiți teferi, dar speriați. Salvamontiștii au ajutat să coboare în oraș.